Franța și Germania sunt suporterii României în vederea aderării la spațiul Schengen, declară premierul țării Nicolae Ciucă. În cadrul unei reuniuni, prim-ministrul a ținut să le mulțumească și să le amintească totodată de procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a țării noastre. Folosesc această oportunitate pentru a mulțumi Franței pentru tot ceea ce a făcut astfel încât România să se simtă cât mai aproape de acest deziderat național, ca în final să reușim să fim considerați membrii de drept ai spațiului Schengen. Am mulțumit Germaniei, am mulțumit Franței, o mai facem încă o dată și se pare că cele două țări sunt suporterii noștri în acest parcurs și este important, chiar dacă mă repet, să subliniez că într-adevăr este un obiectiv de țară și avem nevoie să lucrăm până la final la îndeplinirea lui. Premierul Ciucă a amintit și de un alt obiectiv important pe care România îl are în vizor, și anume aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Totodată, cred că este important să aducem în discuție și primirea foii de parcurs pentru a deveni membru al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică, foaie de parcurs care s-a semnat la Paris, s-a primit la Paris și prin ambasada noastră de la Paris am reușit să ne coordonăm foarte bine cu OCDE și în felul acesta să ne asigurăm că vom avea un parcurs cât se poate de bine coordonat și să ne bucurăm după ce reușim să intrăm în spațiul Schengen și de accederea cu drepturi depline în Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Și Danemarca se alătură statelor care susțin aderarea României la spațiul Schengen, după ce ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al regatului Danemarcei în țara noastră. Mai mult decât atât, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat săptămâna trecută că România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru a fi membru cu drepturi depline. Însă, se pare că ultimul stat important care încă nu a dat undă verde este Olanda.